Doamnelor, domnilor, bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În continuare urmează declarațiile de presă ale vicepreministrului, ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și ministrului pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian. Stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Cher monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu à Moldavie. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici. Stimate domnule ministru, sunteți binevenit, fiți binevenit în Republica Moldova. Este pentru noi o mare onoare să vă avem ca oaspete. Am reușit să discutăm astăzi cu domnul ministru Le Drian agenda bilaterală și agenda europeană. Nous avons réussi à discuter aujourd'hui avec monsieur le ministre Le Drian l'agenda bilatéral et l'agenda de la coopération européenne. Și vreau să încep prin a spune că Franța și Moldova nu au fost niciodată la fel de aproape cum sunt astăzi. J'aimerais commencer par dire que la France et la Moldavie n'ont jamais été aussi proches qu'ils le sont aujourd'hui. Știți bine că la începutul acestui an a avut loc vizita doamnei președinte Maia Sandu la Paris și întrevederea dumnei cu domnul președinte Emmanuel Macron. Vous savez bien qu'en début de cette année, vous avez eu la visite officielle à Paris de madame la présidente Maia Sandu et sa rencontre avec le président Emmanuel Macron. O vizită istorică pentru relațiile noastre bilaterale. C'est une visite historique pour nos relations bilatérales. Și astăzi ne face o deosebită plăcere să îl primim la Chișinău pe domnul ministru Le Drian. Et aujourd'hui, nous avons un très grand honneur d'accueillir à Chișinău monsieur le ministre Le Drian. Și este prima vizită a unui ministru de externe francez la Chișinău din 2014. Et il s'agit de la première visite en Moldavie d'un ministre de l'Europe et des affaires étrangères français depuis 2014. Această frecvență crescândă a contactelor noastre denotă o nouă dinamică în relațiile noastre atât cu Franța, cât și cu Uniunea Europeană. La fréquence croissante de nos relations bilatérales dénote une amélioration et beaucoup plus de relations dans notre relation bilatérale avec la France. Dinamică care evident înseamnă o deschidere diplomatică, dar și lucruri foarte concrete pe care le discutăm. C'est une dynamique qui veut dire bien sûr une ouverture diplomatique, mais non seulement, il s'agit également de beaucoup de choses concrètes que nous discutons ensemble. Proiecte care vor fi demarate și care vor aduce beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova și partenerilor noștri europeni. Des projets concrets qui seront démarrés bientôt et qui vont apporter des bénéfices concrets pour les citoyens de la République de Moldavie et pour nos partenaires. Printre acestea discutăm mai multe proiecte cu Agenția franceză de dezvoltare. Plusieurs projets sont en cours d'étude avec l'Agence française pour le développement. Inclusiv legate de reîmpădurire, irigare, aprovizionare cu apă și canalizare și eficiența energetică. Y compris dans le domaine de la reforestation, de l'irrigation, de l'adduction d'eau, de la salubrité et bien sûr de l'eficiență energetică. Protecția mediului este un interes comun strategic pentru Moldova și Uniunea Europeană. La protection de l'environnement est un intérêt commun et stratégique aussi bien pour la Moldavie que pour l'Union Européenne. Pentru că noi toți respirăm același aer. Puisque nous respirons tous le même air. Aerul nu are frontiere. L'air n'a pas de frontières. Și aici vom lucra împreună pentru a îmbunătăți inclusiv calitatea aerului, dar și alte proiecte. Et nous allons travailler ensemble pour améliorer la qualité d'air, mais également, comme vous avez souligné, d'autres projets concrets. Cu această ocazie vrem să redăm un impuls inclusiv educației bilingve francofone în Republica Moldova. À cette occasion, nous souhaitons donner un nouvel élan à l'éducation bilingue francophone en République de Moldavie. Vom dinamiza sprijinul pentru formarea cadrelor didactice moldovenești, clasele bilingve. Nous allons dynamiser nos soutiens pour la formation des enseignants moldaves, des enseignants de français, des enseignants des classes bilingues. Și burse de mobilitate pentru profesori. Mais également de bourses de mobilité pour les professeurs. Și după amiază acestei zile vom merge la liceul Gheorghe Sache cu domnul ministru. Et cet après-midi avec monsieur le ministre, nous allons visiter le lycée bilingue Gheorghe Sache. După cum spuneam, am discutat și agenda cooperării dintre Moldova și Uniunea Europeană. Cum je le disais, nous avons également discuté l'agenda de la coopération entre la République de Moldavie et l'Union Européenne. Am mulțumit pentru faptul că în aceste
un an și jumătate de criză legată de COVID-19. Je remercie monsieur le ministre pour le fait que depuis plus d'un an et demi maintenant de cette crise, l'Union européenne a été à nos côtés. Franța în plan bilateral, dar și întreaga Uniune Europeană a fost alături de cetățenii Republicii Moldova. La France à titre bilatéral, mais également toute l'Union européenne a été aux côtés du peuple moldave, ajutându-ne pe mai multe planuri. En nous aidant sur plusieurs sujets, atât medical cât și economic. Aussi bien sur le plan médical qu'économique. Și le aducem mulțumiri profunde din inima partenerilor noștri pentru această solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Et nous exprimons encore une fois toute notre gratitude profonde à nos partenaires européens pour cette solidarité. Am discutat și procesul de reforme în justiție, necesitatea combaterii corupției. Nous avons également discuté parler de la réforme nécessaire de la justice, de la nécessité de la lutte contre la corruption. Și aici din nou am lansat un dialog cu Franța, cu o altă autoritate franceză pentru transparența vieții publice. Nous avons déjà lancé un dialogue avec la France, avec la haute autorité française pour la transparence de la vie publique. Care va ajuta Agenția Națională pentru Integritate din Republica Moldova. Qui va venir en aide à l'Agence Nationale pour l'Intégralité de la République de Moldavie. Să își consolideze capacitatea de a îmbunătăți funcționarea sa în vederea combaterii corupției, inclusiv în clasa politică. Pour l'aider dans sa capacité de fonctionnement et dans le combat et la lutte contre la corruption, y compris dans l'impasse politique. Am discutat și despre agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Nous avons parlé également de l'agenda de l'association avec l'Union européenne. În curând, Republica Moldova și Uniunea Europeană va adopta o astfel de agendă care va presupune noi planuri și pași concreți de aprofundare a cooperării și integrării Republicii Moldova în spațiul european. Très bientôt, un nouvel agenda sera adopté entre la Moldavie et l'Union européenne qui va comprendre plusieurs mesures et actions concrètes qui vont approfondir encore plus les relations entre ses partenaires. Și am transmis un mesaj foarte ferm. Republica Moldova vrea mai multă cooperare cu Uniunea Europeană, o cooperare mai profundă care să se extindă pe noi domenii. J'ai passé un message très profond. La Moldavie souhaite plus de coopération avec l'Union européenne dans d'autres secteurs d'activité. Inclusiv, după cum am menționat, mediul înconjurător, y compris l'environnement, comme je l'avais mentionné. Digitalizare și reformarea serviciului public. La digitalisation et la réforme du service public. Securitatea. La sécurité. Și sper că treptat vom putea aprofunda cooperarea inclusiv în aceste domenii. Et j'espère que progressivement nous allons atteindre une très bonne collaboration dans ces domaines. Am discutat și de securitate regională, reglementarea transnistreană. Nous avons parlé de la sécurité régionale, de la régularisation de conflits en Transnistrie. Dar și alte proiecte concrete. Mais d'autres projets concrets également. Inclusiv sprijinul și deschiderea Franței de a sprijini modernizarea liniei de cale ferată dintre Chișinău Ungheni. Y compris le soutien promis par la France et accordé par la France pour moderniser la ligne de chemin de fer entre Chișinău et Ungheni. Și alte proiecte concrete pe care le veți găsi în declarația noastră comună, pe care bănuiesc că ați primit-o sau o veți primi imediat după această conferință. Et d'autres projets concrets qui se retrouvent dans notre déclaration commune que vous avez peut-être déjà reçu, que vous allez recevoir à la fin de ce point presse. Că, domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră. Monsieur le ministre, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre soutien. Pentru viziunea strategică pe care o are Franța în această regiune. De la vision stratégique que la France a dans cette région. Pentru sprijinul pe care îl aduce Franța, inclusiv prin vocea sa în cadrul instituțiilor europene. Pour le soutien que nous apporte la France, y compris par sa voix au sein des institutions européennes. Pentru a ne sprijini în continuare în efortul nostru de a europeniza acest stat. Pour nous soutenir dans nos efforts d'européaniser encore plus cet État, ce pays.
Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher Nicou. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, mon cher ami, que je suis très heureux d'être aujourd'hui à Chișinău. Mulțumesc mult, dragă Nicu. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunt foarte fericit să mă aflu astăzi la Chișinău. Pour rencontrer la présidente madame Sandu et la première ministre madame Gravilitsia et vous-même cher Nicu. Pentru a o întâlni pe doamna președinte Maia Sandu, pe doamna prim-ministru Gavriliță și pe dumneavoastră, desigur, dragă Nicu. En cette période de graves bouleversements internationaux où la crise afghane est légitimement dans tous les esprits, les bonnes nouvelles méritent d'être saluées. În această perioadă de grave crize, de tulburări pe plan internațional, unde criza afgană are cu siguranță și legitimă, este în capul preocupărilor tuturor, noile bunele noutăți merită să fie salutate. Et je tenais donc à venir vous dire en personne que pour la France et ses partenaires des 27, c'est une excellente nouvelle de voir la Moldavie d'aujourd'hui prête à écrire son propre destin, engagée sur un chemin très concret de progrès démocratique et résolument tourné vers l'Union européenne. Și am decis astăzi să vin personal aici la Chișinău să vă spun că pentru Franța și pentru cele 27 de țări europene partenere, este o noutate excelentă de a vedea Moldova gata să scrie propriul destin, să fie angajată pe calea reformelor democratice și este cu hotărâre orientată spre Uniunea Europeană. Si les Européens s'engagent de plus en plus sur la scène internationale et tissent de nouveaux partenariats de l'Afrique à l'Indo-Pacifique, nous n'entendons absolument pas tourner le dos aux pays qui nous sont proches, comme la Moldavie. Cette proximité, elle est d'abord géographique, mais pas seulement. Chiar dacă țările europene se angajează tot mai mult pe scena internațională, legând noi parteneriate din Africa până în Indo-Pacific, aceasta nu înseamnă nici de cum că intenționăm să întoarcem spate țărilor care ne sunt apropiate, cum este Moldova. Cette proximité renvoie aussi à la longue histoire de notre continent. Elle est aussi une réalité du présent, car nous savons que de votre prospérité, de la vitalité de votre démocratie, de votre capacité à faire des choix souverains, dépend une part des équilibres de notre Europe. Această proximitate nu este doar geografică, ea trimite spre o istorie lungă a continentului nostru, dar este vorba și de prezent, pentru că noi știm bine că de stabilitatea dumneavoastră, de capacitatea de a lua decizii suverane, de progresele democrației, depinde în mare parte și echilibrul în Europa noastră. C'est pourquoi nous apportons notre plein soutien à l'ambitieux programme de réforme lancé par la présidente Sandu en faveur de la démocratie et de la lutte contre la corruption. Astfel afirmăm întreaga noastră susținere pentru programul ambițios de reforme lansat de doamna președinte Sandu în vederea reformelor democratice și luptei împotriva corupției. Et c'est pourquoi j'ai assuré aussi le vice-premier ministre de l'appui de la France dans ses efforts en vue de renforcer l'ancrage européen de la Moldavie. L-am asigurat de asemenea pe domnul viceprim-ministru de toată susținerea Franței în eforturile sale de a întări ancorarea europeană a Republicii Moldova. Dans un environnement régional en pleine mutation, la nomination d'un ministre en charge de l'intégration européenne est un signal fort qui nous rappelle la persistance d'un désir d'Europe et nous voulons être au rendez-vous. În această perioadă și în această situație regională care este în mutație profundă, numirea unui ministru însărcinat cu integrarea europeană este un semnal puternic, un semnal care ne reamintește persistența unei dorințe de Europa și Franța dorește să răspundă aceste dorințe. Nous voulons être au rendez-vous en vous soutenant dans la mise en œuvre des réformes prévues par l'accord d'association qui unit l'Union européenne et la Moldavie, en particulier dans le domaine de la justice, de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Vom susține astfel în aplicarea acelor programe și planuri prevăzute de acordul de asociere care leagă Moldova și Uniunea Europeană, în domeniul justiției în special și a luptei împotriva corupției. En investissant en Moldavie, comme le font les institutions européennes, et en vous aidant à faire face à la pandémie de COVID-19, car l'Europe commence par la solidarité.
De asemenea, investind în Republica Moldova, cum o fac deja numeroase instituții europene și ajutându-vă să traversați criza COVID-19, pentru că Europa înseamnă, în primul rând, solidaritate. Et c'est pourquoi la France s'engage concrètement à vos côtés, à travers le soutien indéfectible que nous apportons à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues. Franța se angajează ferm alături de dumneavoastră, încă o dată exprimând întreaga susținere pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute pe plan internațional. Je viens de le redire à mon homologue en réitérant aussi notre soutien aux efforts du format 5+2 pour parvenir à un règlement juste et durable du conflit en Transnistrie dans le respect de ces mêmes principes. Am spus acest lucru și omologului meu, susținem de asemenea eforturile formatului 5+2 pentru a ajunge la o soluție durabilă și justă a conflictului din regiunea transnistreană. Nous nous engageons concrètement à vos côtés à travers aussi le soutien de l'Agence française de développement. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ensemble des secteurs sur lesquels l'Agence française de développement se proposait d'intervenir. Ne engageons de asemenea alături de dumneavoastră prin prisma acțiunii Agenției franceze pentru dezvoltare. Ați enumerat în discursul dumneavoastră câteva din punctele și proiectele prevăzute în acțiunile acestei agenții. Nous nous engageons concrètement à vos côtés aussi à travers nos entreprises que nous incitons à contribuer davantage à l'activité économique de votre pays à la faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires qui, j'en suis convaincu, va se poursuivre. Ne angajăm și prin prisma întreprinderilor franceze pe care le incităm să se implice mai mult în activitatea economică a Republicii Moldova și a ameliorării climatului de afaceri care sper va continua. Et nous nous engageons concrètement à vos côtés à travers le nouvel élan que nous voulons donner avec vous aux liens culturels et linguistiques qui unissent nos deux pays, en commençant par une relance de l'enseignement du français en Moldavie. De asemenea, dorim împreună cu dumneavoastră să dăm un nou elan, un nou suflu legăturilor culturale și lingvistice care unesc țările noastre, începând cu aprofundarea studierii predării limbii franceze în Republica Moldova. Et je me réjouis, cher Nico, à ce sujet de découvrir avec vous cet après-midi le lycée bilingue à Sachi. Și mă bucur foarte mult că voi fi alături de dumneavoastră în această după-amiază pentru a descoperi liceul bilingue Gheorghe Sachi. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est donc un message de soutien français européen que je suis venu apporter aujourd'hui à nos amis moldaves, dont les efforts déterminés laissent entrevoir des perspectives très encourageantes pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit sur notre continent. Cred că ați înțeles, domnilor și domnilor, am venit astăzi aici pentru a aduce un mesaj francez, european, foarte clar, pentru prietenii noștri moldoveni, ale căror eforturi determinate lasă să se întrezărească multe perspective bune pentru stabilirea și întărirea democrației și statului de drept pe continentul nostru. Merci beaucoup. Vă mulțumesc mult. Stimați domni ministri, vă mulțumim frumos. Stimați reprezentanți ai mass media, biroul de presă va transmite în continuare copiile declarației comune a ministrului de externe Nicu Popescu și omologului său francez Jean-Yves